Primăvara s-a grăbit să se instaleze la noi și a adus temperaturi cu mult peste cele normale pentru data din calendar. Dacă să ne obișnuim cu vremea bună, aflăm acum de meteorologi și stăm acum de vorbă cu domnul Mihai Timu, meteorolog de serviciu. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne cum, cum se anunță vremea în zilele următoare. Bună ziua, Sărămâna! Într-adevăr, până la final de săptămână, o vreme mai de primăvară, așa cum ar trebui să fie, adică mai călduți și cu mai puține precipitații, dar, într-adevăr, am avut perioade când au fost și invers, adică am avut și perioade mai reci cu precipitații mai multe. Asta se va, se va, putea întâmpla săptămâna viitoare, mai ales în prima parte. Însă, până atunci, să ne bucurăm de zilele acestea mai calde, pentru că temperaturile vor fi peste mediile climatologice. Este adevărat că mâine, totuși, va fi o scădere în mare parte din țară mai consistentă în partea de sud și sud-est, pentru că aici vor fi mai mulți nori, din când în când va ploa, încă din această noapte, iar ploile vor continua și mâine, adevărat slabe cantativ, astfel încât mâine va fi o scădere și dau exemplu capitala, care astăzi a înregistrat 18 grade, mâine vor fi cel mult 11-12 grade, însă de joi încolo până la final de săptămână temperaturile vor continua să crească, astfel încât mai ales sâmbătă, vineri, sâmbătă, duminică, putem ajunge chiar la o vreme deosebit de caldă în unele zone din țară și mă refer aici în primul rând în partea de vest a țării. Acolo vineri vor fi până la 22-23 de grade, mai ales în zona Banatului. În rest, cam undeva între 14 și cel mult 20 de grade. Urmând ca sâmbătă și duminică, astfel de temperaturi de peste 20 de grade să se mute în câmpia română și anume în zona Olteniei, Munteniei, Sudul Moldovei și Dobrogea Continentală. De asemenea, or să mai fie câteva reprize de ploaie. În noaptea de vineri spre sâmbătă Sâmbătă nordvestul țări, țării, iar sâmbătă prin nord, nord-est și centru, inclusiv în zona de munte și vorbim și de ploi sub formă de aversă. Dacă tot vorbim de săptămâna aceasta, spuneți-ne dacă la munte mai avem vreo șansă să ningă câtuși de puțin, pentru că în tot acest sezon de iarnă am avut parte de foarte puțină zăpadă la munte. Așa este, sezonul de iarnă nu a început prea bine, dacă ne aducem aminte, cel puțin până pe 15 ianuarie, adică la jumătate iernii calendaristice, aproape că nu aveam strat de zăpadă nici măcar în zona de munte. Într-adevăr, finalul de ianuarie, începutul de februarie a adus mai multe ninsori în zona aceea. Încă mai este un strat de zăpadă mai consistent, într-adevăr, la peste 1500 de metri. Mai sunt încă părți unde se poate schia și se mai pot folosi tunurile de gheață, însă, într-adevăr, în perioada următoare, destul de puține adevărat că în Carpații Meridionali, la noapte mâine, la peste 2000 de metri, mai pot fi uh, slabe precipitații în formă de lapoviță și ninsoare, dar nu cred că se va depune vreun strat de zăpadă. Să vedem la începutul săptămânii viitoare când avem un semnal că vremea ar intra într-un proces de răcire și este posibil ca atunci să ningă un pic mai mult în zona de munte. Ne-ați spus deja ce voiam să vă întreb pentru restul țării, în schimb. Da, spuneați că în weekend se încălzește, scoatem hainele de primăvară, renunțăm la geci, nu se mai întoarce vremea rece. Ne-ați spus deja că se anunță răcire pentru săptămâna viitoare. Eu zic să nu, pentru că așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, în sezonul rece avem astfel de alternanțe, adică temperaturi ridicate de primăvară urmate de răciri. Să nu uităm că am trecut prin cea mai caldă iarnă din 1961 până acum ca regim termic și așa cum spuneam, dacă în ianuarie-februarie am avut temperaturi de primăvară, n-ar fi mirarea ca acum la început de primăvară să avem și scurte perioade cu temperaturi sau fenomene de iarnă și este posibil ca săptămâna viitoare, cel puțin în zona de munte, să vorbim din nou de precipitații predominant sub formă de ninsoare și astfel de episoade mai pot fi posibile chiar și în prima parte a lunii aprilie.